Aleluia, slăvit să fie Domnul Domnul să ne binecuvinteze pe toți Cine este gata pentru Cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Mulțumesc, mulțumesc, Raul Haideți să citim împreună un verset super arhi cunoscut din Faptele Apostolilor, capitolul 3 Vrem să-l citim împreună și o să rog pe Emi să îl afișeze Nu l-am mai colorat pentru că îl vom citi împreună Când sunteți gata să spuneți amin partea asta cam gata, partea cealaltă, hai să vedem cine citește mai tare. Uh, cu toți împreună, haideți. Pocăiți-vă, dar... Cine vrea vremuri de înviorare? Aleluia! Singura șansă este pocăința. Amin? Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim vremea worship. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem în seria Descoperirea adevărului, Călătoria Harului și ultima dată, adică data trecută am discutat despre dragostea lui Dumnezeu și pot spune din toată inima că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi în săptămâna care a trecut. Sunteți de acord cu mine? Aici sunt oameni bucuroși, mă bucur. Da. Și nu numai pentru ceea ce s-a întâmplat la nivel personal, ci ce s-a întâmplat la nivel, să spun eu, global. Pentru că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile pe care le-am făcut aici și s-a îndurat de Republica Moldova. Amin? Da. Și săptămâna asta și de Statele Unite ale Americii. Suntem bucuroși, suntem bucuroși și credem că Dumnezeu, în dragostea lui ne-a mai dat o perioadă de har, nu i așa? Dumnezeu ne iubește și se vede asta. Dar să știți că Dumnezeu iubește și pe proruși și pe democrații care din America, nu de aici. Nu că nu iubește, dar știți ce vreau să spun. Care promovează avorturi, căsătorile homosexuali și socialismul. Dumnezeu iubește și pe ăștia. Dar Înainte de toate, cred că trebuie să-i dăm glorie lui Dumnezeu pentru că suntem într-un an electoral. Acum, acum vine peste noi și ceea ce... Și va trebui să intrăm și noi să votăm și ne rugăm insistent înaintea lui Dumnezeu ca să iasă oamenii pe care eu decide el să fie acolo. Amin? Amin. Ne dorim oameni care, oameni care să susțină familia, Amin. care să susțină credința, ne dorim oameni care să aibă un proiect real cu România. Amen. Să nu mă stârnesc acum cu ce se întâmplă pe Buce că nu mai reușesc, nu mai ieșim de la predica asta. Avem nevoie de administratori. Avem nevoie de administratori adevărați, da? Mă opresc aici cu politica. Azi vom vorbi despre ceea ce se întâmplă când înțelegi dragostea. Că uh, vorbim despre pocăință și întoarcere la Dumnezeu și a trebuit să vorbesc de dragoste. Pentru că vreau să spun ceva. Când înțelegi dragostea lui Dumnezeu, te pocăiești cu adevărat. Când nu o înțelegi, cauți scuze. Atunci când conciliez un cuplu, care au probleme, știu cine are inima pietrită, și cine este gata să recunoască și să ierte și îmi dau seama care dintre ei cu adevărat are o inimă plină de regrete și de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Cel cu inima împietrită caută motive, dovezi, adună la dosar greșelile celuilalt, pe când cel care cu adevărat s-a pocăit este spășit fiindcă a înțeles dragostea pe care o are Dumnezeu pentru el. Eu m-am pocăit fiindcă am înțeles dragostea lui. De mic în biserica în care am crescut am auzit predici despre smoală, pucioasă, iad, foc și totuși nu m-am pocăit. Din contră. Inima mea s-a împietrit. Și am început să găsesc scuze. Scuze precum oamenii sunt răi, lumea nu este dreaptă, este, dacă vreți, simptomul celui ce nu a înțeles dragostea. Vedeți, atunci când am înțeles dragostea lui Dumnezeu pentru noi, dragostea portretizată așa de frumos, Divin, în Isus Hristos pe cruce, abia atunci când am înțeles dragostea lui Dumnezeu, suntem gata să ne pocăim cu adevărat. Nu ne place cuvântul ăsta pocăit, că vine de la ruși. Dacă vine de la americani, poate ne plăcea. Pocaiania, care înseamnă regret, părere de rău. Eu când eram mic, v-am mai spus eu, mă striga popic cu pocăitul. Cum să-mi placă cuvântul pocăit? Totuși, pocăința este un termen biblic. Este un termen biblic tradus în românească noastră, așezată la confluența multor limbi și popoare care ne-au tăvălit și ne-au călcat în picioare. Asta este destinul nostru de români. Ce să facem? Dar adevărata pocăință implică întotdeauna o înțelegere sinceră a păcatului și a ofensei adusă lui Dumnezeu. O întoarcere este pocăința de la modul de viață păcătos către un mod de viață onorabil și sfânt. Puteți spune la asta a Pocăința autentică nu este doar o regândire a relației mele cu Dumnezeu și cu păcatul. Pocăința trebuie înrădăcinată în primul rând în, în, în această gândire, în această înțelegere cât de păcătos sunt eu și cât de sfânt este Dumnezeu. Ce ofensă extraordinară aduc eu prin modul meu de viață la dragostea pe care mi-o arată Dumnezeu. Și știi ce se întâmplă? Pocăința se întâmplă atunci când realizezi dragostea lui, așa cum am spus. Înțelegi starea ta păcătoasă și atunci când tu te dai jos de petron. Majoritatea oamenilor care nu vor să audă de pocăință sunt oamenii care preferă să stea pe tronul vieții lor pentru că onoarea lor este mai importantă decât ascultarea de Dumnezeu. Vedeți, eșecul de a ne pocăi, de a ne întoarce la Dumnezeu este tot o formă de idolatrie. Pentru că noi, când nu ne întoarcem la Dumnezeu sau nu ne pocăim, noi rămânem pe tronul vieții noastre, în loc să ne așezăm sub autoritatea lui Hristos. Verbul grecesc metaneo, a se pocăi, este construit din două. Prepoziția meta, meta care înseamnă cu sau după, și verbul neo, a înțelege sau a gândi. O traducere mai exactă ar spune a gândi după. A gândi după. Asta înseamnă pocăință. A gândi după. După ce? După ce am înțeles că păcatul meu este împotriva legii și a voii lui Dumnezeu. După ce am înțeles asta, sunt gata cu adevărat. O schimbare de gândire sau o perspectivă, sau perspectivă nu are nicio valoare dacă nu este însoțită de o schimbare de direcție. Ești de acord cu mine? Degeaba spui, pare rău, înțeleg, dar continui să fac tot ce am făcut până acum. Sunt o mulțime care duminica iau decizii noi, dar de luni merg tot în aceeași direcție. Aia nu este pocăință. Pocăință nu înseamnă numai înțelegerea păcatului, ci și schimbarea direcției. De asta înseamnă întoarcere. Întoarcere. Semnul la U-turn, semnul ăla că trebuie să întorci, aia este pocăința, nu? Mergi în aceeași direcție cu ceva regrete, cu ceva părere de rău. Nu. Din păcate, mulți dintre noi suntem ca, ca prunci. Știți, un tată a pus înaintea doi băieței, cam de aceeași vârstă, doi, trei anișori, poate, niște jeleuri și le-a spus, nu le atingeți. Nu le atingeți. Până nu vin eu din camera cealaltă. Cât credeți că au rezistat? Ha? Dar hai să vedem mai bine. Hai să vedem cât au rezistat. Că cineva a filmat treaba asta. Hai să vedem dacă e mi -e pregătit. Să vedem cam cât au rezistat băieții ăștia. Te gata? Ok. Mai punem sau nu? Faceți așa dacă punem și nu așa dacă nu punem. Ok, bun, mulțumesc, nicio problemă. Deci doi băieței le-au pus de jileuri, s a spus, nu, nu, vă atingeți până nu mă întorc. Taso nu mai a dat, a filmat totul. Și când s a dat, a intrat în cealaltă cameră, ăla micul face la mare, yeah, au luat imediat și au băgat în guriță. S-a terminat. Deci, în secunda 2. Mulți dintre noi suntem așa. Uh, ei fani când te uiți la ei mici, că zici, băiește ăștia n-au discernământ, sunt mici, sunt drăgălași. nu așa? e așa? Ei, fani. Dar totuși, de multe ori facem și noi la fel. Și nu mai este fani deloc. Pentru că chestiunea asta lasă consecințe grave în viața noastră. Știi care este antiteza pocăinței? Este raționalizarea. Sau încercarea egoistă de a-ți justifica acțiunile. Ok, trebuie să punem acum, că i-ați văzut așa drăguț. Hai, puneți. Ok? You gotta wait. You gotta wait until mommy and daddy come back. Ok? You can't eat these yet you gotta wait until we come back. I'm gonna leave him right here. Don't touch them. Wait, okay? We're gonna come back. Don't no. eat yet. Uite l de we'll be right back. We just gotta go get Uite l cu Pampers. Just, just wait Acum să uit unul la Ei, hey, ce facem? Aha. Asta a luat două. Ia. Yeah. Să uitau câțiva de aici a zâmbit la mine și am zis, nu sunt așa de fani, e imposibil, înseamnă că ceva se întâmplă acolo. Ok, am înțeles. Ok. Deci de multe ori suntem și noi așa. Ni se spune, ni se dă exact mură în gură, nu pune mâna până nu mă întorc eu, nu fă aia și totuși ne uităm unul la altul și căutăm calea cea mai ușoară. Acum. Acum să mă bucur. Nu, dar nu, trebuie să aștepți. Nu, acum. Ziceam că antiteza pocăinței este raționalizarea. Încercarea egoistă de a justifica acțiunile. Am vrut neapărat. Făceam o criză de glicemie. Întrebeam un jeleu neapărat. Nu? Sunt o victimă. Dacă ai ști tu prin ce am trecut, cât de rău s-au purtat oamenii cu mine, mi-ai acordat mai multă înțelegere. Ați auzit victimizările astea? Le, au, le -au foarte, foarte aproape pentru că le folosim tot timpul. Ce înseamnă pocăința? Pentru a înțelege mai bine pocăința, vrem să ne uităm în Scriptură și să vedem cum definește Biblia un om pocăit. Și pocăitul meu favorit din Biblie este David. Un împărat plin de probleme, cu o grămadă de lucruri pe care noi nu le-am fi scris dacă am fi compus noi istoria lui dar un om cu adevărat pocăit. Dumnezeu spune: "David ăsta este un om după inima mea." Doamne, vrei să ți aduc aminte ce a făcut ăsta? Eu nu caut perfecțiune. Eu caut un om pocăit. Adică un om care nu caută scuze, ci își recunoaște greșeala. În Psalmul 32, acolo unde David descrie eșecul cât și pocăința lui în urma adulterului cu Batsheba. Când în sfârșit Nathan intră în casă și îi spune în sala tronului, tu ești acel care a păcătuit, el spune așa. Și acolo unde este roșu, vă rog să citiți voi. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. căruia nu-i ține înseamnă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. atunci, încă o dată, și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis și tu ai iertat vina păcatului meu. Aleluia! David folosește trei cuvinte diferite pentru a descrie pocăința. Fiți atenți. El și-a recunoscut păcatul. A refuzat să-și acopere nelegiuirea și s-a hotărât să mărturisească greșelile sale. Nimic nu a reținut. N-a zis, o, spun puțin și restul lăs ca să arăt și o imagine mea să fie bună. Nu, David a arătat în psalmul acesta cum trebuie să se comporte un om cu adevărat pocăit, complet transparent. David recunoaște tot și nu oferă niciun fel de raționalizare. Nu spune, eram stresat, eram obosit. Voi nu știți ce înseamnă să conduci așa un popor. Uh, pentru că sunt împărat, mi se cuvine. Nu, nicio raționalizare, nimic. Când cineva se pocăiește cu adevărat, Știți ce se întâmplă? Există această conștientizare că păcatul comis, indiferent de natura lui, a fost numai împotriva lui Dumnezeu. Pentru că el spune tot în psalmul ăsta, în versetul 4: Împotriva ta, numai împotriva ta. Așa că voi fi drept, vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Uitați, David, deși a profitat de Batșeba, din punct de vedere sexual, a conspirat pentru a-i ucide bărbatul, Urie, și a dezonorat familia și a trădat încrederea întregii națiuni Israel, el a văzut păcatul său ca fiind împotriva lui Dumnezeu. Asta înțelege un pocăit adevărat. Că de fapt atunci când păcătuiesc, în primul și în primul rând păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Eu dezonorez dragostea lui, legea lui, poruncile lui, dreptatea lui. În clipa când am păcătuit, tot ce fac eu este să lucrez împotriva lui Dumnezeu. Însă pocăința biblică, atenție mare, trebuie să fie diferențiată cumva în mintea noastră, de regret. Acum, ascultați-mă foarte bine. Cei mai mulți oameni care au venit și au spus că vor să se păcălească, vă spun, cei mai mulți, fără să-mi fie rușine să afirm treaba asta, cei mai mulți au venit doar pentru că regretau că au fost prinși, că se simt un pic mai. Mm -hmm. Dar pocăința păcă... nu este numai regret. Am spus pocăința este și o întoarcere, o schimbare de direcție. Și Pavel vorbește corintenilor, știți foarte bine, au existat mai multe scrisori între Pavel și corintenii. Noi avem în scriptură două, ele au mai fost două care s-au pierdut. În prima epistolă noi am, am studiat -o împreună, Pavel folosește niște cuvinte foarte tăioase și le spune să pună la disciplină, să excludă pe un membru care trăia într-un păcat groaznic. În a doua lui epistolă, foarte interesant, el se bucură că cei credincioși din Corint s-au pocăit, l-au scos afară pe la rău, ulterior și el s-a pocăit și a fost primit înapoi, dar Pavel spune așa, eu am înțeles că voi ați făcut clar diferența dintre pocăință și regret. Pavel nu îi spune regret, ci îi spune întristarea lumii. Unii confundă pocăința cu un regret sau o părere de rău. Și nicăieri nu se vede mai bine decât în scrisoarea a doua lui Pavel către Corinteni. O scrisoare, cum am spus, foarte severă. El spune că a scris-o din multă suferință și durerea inimii cu multe lacrimi. Eu și imaginez pe bătrânul Pavel scriind în pușcărie cu multe lacrimi. Da? Și vorbește fără echivoc, despre natura păcatului și nevoia păcăinței, și face o diferență clară între pocăința adevărată, urmată de decizii de întoarcere, clare, și doar un regret căruia el îi spune întristare lumească. Fiți atenți! Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi nu pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur. Nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o. care duce la mântuire. Și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. Vedeți cum se descrie pocăința adevărată? În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit o cara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Măhnirea care produce, o produce păcatul în inima noastră, când înțelegem că am păcătuit. Cum spuneam, apare atunci când înțelegem că noi l-am dezonorat pe Dumnezeu. Corintenii ăștia fusese apatici înainte de scrisoarea lui Pavel, știau de ceva păcate de astea grosolane printre ei, dar au tăcut și au zis, mă, hai să încercăm să iubim, să-i ținem în mijlocul nostru. Dar când a venit epistola lui Pavel, care le-a descris clar negru pe alb și le-a spus, bă, sunteți nepocăiți. Vă lăudați cu darurile voastre, vă lăudați cu, cu, cu uh, vorbirea în alte limbi, cu poruncirea și plecarea Duhului. Sunteți extraordinar de carismatici. Nimeni n-a fost vreodată ca voi, dar sunteți vai de voi. Pentru că permiteți, așa un păcat cunoscut public, să fie în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o hotărâre deliberată de întoarcere și o renunțare la orice miros de păcat. Asta spune Pavel. Biserica trebuie păstrată curată. Pentru că este mireasa lui Hristos. Și Pavel spune în Roman 13 Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Firea pământească ne spune hai să fim prieteni, Hai să avem băncile pline, hai să ținem pe oameni, să-i ținem oricum. Nu, Pavel spune, nu, 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 nu. Voi, voi trebuie să fiți niște, niște pocăiți adevărați. Și cum oare, Domnule, ne pocăim adevărat? În urma căinței, noi trebuie să abandonăm mediul care ne-a dus la păcat. Pavel spune, ieșiți din templele lor. Nu faceți ceea ce făceau ei. Nu vă duceți la aceleași petreceri la care merg ei. Trebuie să existe o reformă în inimă, adică o hotărâre deschisă, sinceră, de a urmări puritatea, de a face ce îi place lui Dumnezeu. Omule bun, ascultă-mă bine, sunt doar două opțiuni în dreptul tău astăzi. Ori pocăință adevărată, care înseamnă smerenie, a plecare sub autoritatea lui Dumnezeu, ori regretul sau întristarea lumii că te vei simți rău că ai făcut, dar vei veni, vei mărturisi și vei pleca la fel cum ai venit. Și săptămâna viitoare, duminica viitoare, vei avea același păcat de mărturisit. Asta e întristarea lumii. Asta nu duce la bine, zice Pavel. Asta duce la rău. Câți de aici, și fiți sinceri, acum nu vă pun să ridicați mâna, nici să dați din pleape, dați din limba, așa cum fac ortodox și cruce cu limba, da? Să nu vă vadă nimeni. Câți de aici au mărturisit Domnului și au zis că nu mai fac? Pentru că ai avut acel sentiment, nu? Ai mărturisit Domnul, ai zis că nu mai faci și tu știai că mărturiseai că ai să mai faci. Nu? Nu ridicați mâna, vă rog frumos, stați acolo unde sunteți, da? Well, aia nu-i pocăința. Păi cum, bă, Biblia spune că dacă mărturisiți cu gura, înseamnă că voi fi mântuit. Oameni buni, pocăința nu este doar părere de rău. Părerea de rău e parte din tot procesul ăsta de pocăință. Dar nu este doar părere de rău. Majoritatea păcătuim pentru că nu înțelegem grozăvia păcatului. Suntem ca prunce cu geleu. Ea, tata, ea, dă cu geleu. Nu iau unul, iau două, trei, patru. Nu înțelegem grozăvia păcatului și abuzăm de har. Sunt mulți care spun, mă, păcătuiesc, dar mă iartă Dumnezeu după, nu? Mă iartă Dumnezeu după. Nu, asta, e, asta e abuzul harului. Și ascultă-mă bine, răbdarea lui Dumnezeu nu este nelimitată. Nu spune nicăieri în Biblie că este nelimitată. Ea este mare. Dumnezeu este milă. Amin? Dar nu este nelimitată răbdarea lui. Cum să nu mai păcătuiești dacă nu ai înțeles ce înseamnă păcatul cu adevărat? Ce este pocăința. Ei bine, mergem la Adam și Eva, în grădină. Pentru că tot timpul trebuie să mergem la basic. Trebuie să vedem de unde a început totul. Și totul a început de la Adam și la Eva. Erau amândoi ca doi prunci de ea nevinovați complet, în grădina Edenului. Și Dumnezeu le spune, nu aveți voie să mâncați din pomul cunoștinței binelui și a răului. Ce au făcut? Știm toți. Au mâncat. Care au fost cele două sentimente pe care i-a încercat pe ambii? Prima oară le-a fost frică și a doua oară le-a fost rușine. Prima oară le-a fost frică de consecințe, apoi rușine de ceea ce au făcut. Frică vine din înțelegerea păcatului, din înțelegerea faptului că atunci când păcătuiesc, indiferent ce păcat am făcut, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Rușinea vine după. Pocăința nu este, Doamne, îmi pare rău, seara, mă las, dimineața faci din nou. Ai rușine, ai părere de rău, nu este pocăință. Pocăința este așa, Doamne, înțeleg că păcatul meu este o ofensă la adresa ta. Tu ești un Dumnezeu sfânt. Trebuie să mergem, cum am spus din nou, în Eden ca să înțelegem că acolo trebuie să ne raportăm. Pocăința este înțelegerea profundă că am călcat porunca divină. Da? Înțelegerea profundă că sunt doar, doar un vierme care am, am beneficiul ăsta de Harul Dumnezeu. Dar Harul, cum am spus, el nu poate să fie abuzat. De asta avem atâția oameni care curvesc și n-au nicio problemă. Fură și dacă le pare puțin rău, că au confundat pocăința cu rușine. Sau, în cuvintele lui Pavel, întristarea lumească. Pocăința nevrește în înseamnă întoarcere. Nu este doar părere de rău, nu doar regret. Da? De fapt, pocăința nu este despre simțit. Este despre înțeles mai mult. Mulți vin la mărturisire și vă spun asta clar. Vin la mărturisire și mărturisesc și după un anumit timp se întorc și mărturisesc același păcat. Eu vă întreb, rațional normal A fost pocăința aia? Nu, ați auzit bine. Dar e adevărat. Prima înseamnă că nu a fost pocăință, corect? Pentru că mărturisirea fără rod, adică fără întoarcere, ce este, este doar vânturare. Dar te eliberez. Ce vreau să spun asta? Ce înseamnă că să mărturisești când mărturisești, ajungi la același acord cu Dumnezeu și spui așa: păcatul meu are consecințe devastatoare. Sunt de acord cu tine, Doamne, îmi pare rău, vreau să mă schimb, am nevoie de ajutor. Pentru că, de altfel, mulți tratează relația asta cu Dumnezeu ca și cum Dumnezeu n-ar fi o ființă care judecă. Și vin și mărturisesc, și după o săptămână, o lună vin și mărturisesc același păcat. Hello! Înseamnă că prima oară n-ai fost sincer. nu e așa? Înseamnă că prima dată n-ai fost sincer. Cum s-ar desfășura o relație între un soț și soție în aceiași parametri? A, ah, a, ah, ați înțeles acum, nu? Vine soțul și îi spune, dragă, am dat-o bară, m-am dus cu alta. Dar îmi pare rău, eu te iubesc, știi că te iubesc. Și tu trebuie să mă ierți. Ok, să spunem că Domnul îi dă har soției și el iartă. Ce se întâmplă când vine a doua oară? A treia oară? A patra oară? Mai rezistă căsnicia aia? Spuneți voi, rezistă sau nu? Sunt aceiași parametri. Înseamnă că el când a venit prima dată și a mărturisit? Înseamnă că el nu s-a pocăit, da? Mărturisești același păcat. Atenție mare, ascultă-mă bine ce spun. Atunci când vrei doar să-ți împaci conștiința, dar cu Dumnezeu nu ești cum trebuie, unora chiar le zic, bă, tu te lauzi? Dacă mărturisești același păcat de 19 ori, aia nu este, alegere. este alegeri. Pare rău. Și dacă vii la mine și îmi spui de păcatele tale în mod constant, înseamnă că tu începi să te lauzi. Ești departe de pocăință. Pentru că dacă ai fi cu adevărat zdrobit de greutatea păcatului tău, Dumnezeu ți-a dat har, ți-ar da har și te-ar ajuta. Auziți ce, cum, cum îi ceartă Ioan Botezătorul? Ăsta este cel mai tare predicator după Isus Hristos, evident. De fapt, când Isus Hristos a început să predice vârstul ăsta, care era mai bătrân cu șase luni decât el, ăsta avea cea mai puternică uh, sluj, ministry, se spune, da? slujire de predicare. Toți mergeau la el să-l pre... să, să asculte cum. Și ăsta nu folosea niciun cuvânt de atragere. Hai de veniți, că au să auziți ce n-ați mai auzit. Sau fraților, vreau să vă spun că eu am studiat perfect în limba originală și dacă mă urmăriți pe mine, o să ajungeți bine acolo. Ați înțeles ce am vrut să spun? Nu. Fiți atenți cum începea predicile Ioan Botezătorul. Când a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci. Uah. Îți ce colect au făcut după aia. Cine va a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și le spune ceva foarte important aici. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Păi omului Dumnezeu, mă trebuie să vadă ceva în urma pocăinței tale. Mă, mă dacă mințiai înainte, după ce te-ai pocăit, orice om trebuie să spună Ăsta, omul ăsta, ăsta e solid, e beton. Nu la inimă, ci ce spune el adevărat. Bă, dacă furai înainte, trebuie să fii cunoscut în comunitate că faci acum fapte bune. Bă, dacă înainte făceai numai prostii acasă și nevasta a trebuit să te ierte de 11.000 de ori, acum ești o lumină Acum toți oamenii fug la tine să învețe cum de este așa de multă pace în casa ta. Regretul nu e egal cu pocăința, oameni buni. Unii folosesc mărturisirea, cum am spus, ca un biberon. Da? Nu e ce trebuie, dar merge. Sunt unele mămici care, mai ales la primul copil, nu vor să-l înțarge și tot încearcă cu biberonul. Biberonul e un fel de... Nu e ce trebuie, dar hai că merge. Nu? mă liniștește, dar nu te schimbă. Pentru unii, pocăința e ca melodia aia lui Britney Spears. Ups, ai de răgheană. Ia. Ia. Și vă spun asta cu durere? În cunoștință de cauză? N-am citit nicăieri? Vă spun asta din propria experiență cu durere. Ups, ai de Mărturisirea fără pocăință Duce la ce? La mărturisire. De asta tot pe la mărturisire cu tine. Mărturisești? Ai un pic de regret? Duce ce? Duce tot la mărturisire. E o învârtire în cerc. Ai să spui, oh, dar l-am dezamăgit pe Dumnezeu. N-ai cum. n -ai cum. Mai mult îl rănești când ești ca farisei și să aducei okay, tu pre pretinzi că ești bine. Dar în loc să fii zdrobit, așa cum a fost David, să descoperi tot și să vii cu adevărat înaintea lui Dumnezeu ca să poată să-ți dea har, tu mai ascunzi niște lucruri acolo. Doamne, sunt slab! Tu știi asta, nu? O, oh, de câte ori a auzit Dumnezeu asta? Doamne, tu știi că eu sunt slab, nu? Unii bărbați se uită la pornografie și se masturbează și la final se roagă. Tu știi că eu am slăbiciunea asta. Hello, toți o avem, da? Orice bărbat sănătos are slăbiciune la femei. Dar nu toți păcătuiesc cu femei și nu toți uită la pornografie. Nu mai folosi scuzele astea de doi bani, ca să fie vorba între noi, că tot nu ne ascultă nimeni. Da? O mărturisire adevărată vine cu zdrobire înaintea lui Dumnezeu ușurătatea cu care tratăm păcatul nostru ne va duce la pierderea părtășiei cu Tatăl. Ofensarea Duhului este limitată. Și să întrebă de ce nu ne pocăim mai ușor. Există este o serie de motive pentru care oamenii nu se pocăiesc mai ușor. Uh, și un exemplu este că Satana și sistemul ăsta mondial ne-a făcut să credem minciuna conform căreia valoarea noastră ca ființe umane, depinde de altceva decât valoarea noastră în Hristos. Orice creștin trebuie să știe că valoarea noastră, prima și prima dată, este în Isus Hristos. Amin? Nu în altceva. Nu în ceea ce ești, ceea ce ai făcut, numele tău, diplomele tale, înțelepciunea ta, afacerea. Nu, nu, nu. În primul și în primul rând, valoarea noastră este în Domnul Isus Hristos. Amin? M-am uitat cu ce la, la un documentar despre Martha Stewart. O femeie, o femeie genială, carismatică. Îmi e frumoasă și la 82 de ani. 83 de ani. Nu știu dacă se poate asta, chiar ei. Deci e o femeie deosebită. Prima antreprenoare, miliardară din lume. Dar e divorțată și poartă și acum pică soțului. A ajuns falită în pușcărie și în continuare îi urăște pe cei care au determinat, a determinat asta. Nu-și vede greșeala. Nu acceptă. Uh, relația cu fica ei este teribilă. Ea este un model pentru multe americani și multe femei din toată lumea, uh, dar este o femeie singură, neiertătoare, orgolioasă. O priveliște tristă. Valoarea ei este în ceea ce a realizat ea. Întotdeauna, dacă valoarea ta este în tine, în ceea ce ai realizat, în ceea ce ești, în ceea ce poți, Ești departe de har. Ești departe de tronul harului. Pentru că spuneam înainte, eșecul de a ne pocăi este o formă de idolatrie. Refuzul pocăinței este, dacă vreți, ne ridică pe noi deasupra slavei lui Dumnezeu. Prin lipsa mea de smerenie și pocăință, eu spun, siguranța, statutul meu în comunitate au o valoare mai mare decât numele și faima lui Dumnezeu. Nu mă pocăiesc, atenție, pentru că îmi prețuiesc mai mult imaginea imaginea mea o prețuiesc mai mult. Oamenii care nu se pocăiesc se luptă enorm pentru imaginea lor. Imagine, cum alții văd, ce cred alții despre ei. Da? Le e frică de expunere, pentru că le este frică de respingere, batjocură și de excludere. Și acestea sunt realități înfricoșătoare, pe care ar trebui spuse mai des. Oamenii nu se întorc la Dumnezeu din cauza că, bă, ce ori spune ceilalți? Mi-e frică de ce-o spune mama, tata, vecinii, colegii. Mi-e frică. Mi-e frică pentru că eu încă sunt pe tronul meu. De ce totuși ar trebui să ne pocăim? Bună întrebare. Căutarea sinceră și a pocăinței. Pocăința adevărată o conduc la cea mai mare binecuvântare. Știți care e aia? Iertarea, oameni buni. Toți avem nevoie de iertare. Ferice de omul ale cărui fără de legi sunt, spuneți voi, iertate. Toți avem nevoie de iertate. Păcatul lui David era ca o greutate de asta apăsătoare. Își dorea să fie eliberat. Era ca o, o povară care era pe umerii lui. Dacă l-am aduce pe David aici să, să facă o rugăciune, David ar spune așa, O drag părinte, ce bucurie să știu! Că dacă îmi, vom, îmi voi descoperi păcatul și nu-l ascund, mă vei ierta. Ai auzit ce s-a spus? Dacă îmi voi descoperi păcatul, tu mă vei ierta. Dacă voi veni cu sinceritate înaintea ta, dau jos toate laierurile astea care le pun, toate acoperișurile, scuturile pe care le am, pe care le-am moștenit prin părinți, prin Adam, pe care mi le-am pus eu, dacă dau totul jos, Doamne, știu că tu mă vei ierta. Și unul o să întrebe, domn, eu cred în Isus, dar ce se întâmplă dacă nu ne pocăim și totuși credem în Isus? Asta e o întrebare cu schepsis. Fiți atenți. Reticența noastră de a ne pocăi poate aduce adesea pedeapsa divină. Nu se prea vorbește în bisericile noastre de pedeapsa divină. Fiți da, fii atent. în timp ce David reflecta asupra păcatului și asupra sezonului prin care a trecut despărțit de Dumnezeu, el descrie impactul păcatului lui în termeni fizici. Noi vorbim mult despre termeni spiritual, totul e spiritual, da. Dar există, pentru că suntem formați trinitarieni, exact ca Dumnezeu. Tată, Fiu, Duh Sfânt, noi suntem trup, suflet și Duh. Există o corelare și o legare a acestor lucruri. Fii atent cum descrie David în psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Wow! Mi se topeau oasele. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Problema lui. Nu a fost doar păcatul pe care l-a comis, ci faptul că nu s-a pocăit și a ținut a ținut păcatul acela fără să-l mărturisească, l-a suprimat, l-a băgat adânc înăuntru, crezând că a dispărut pentru totdeauna. Și a continuat să-și trăiască viața cu șifonierul ăla pe inimă. Imaginați un șifonier pus pe inima ta, cam cum trăiești. Abia respiri, abia, abia te miști, abia funcționezi, a negat în mod constant durerea din conștiință. Nu credeți că nu l-a mostrat conștiința pe David. Nu era un om după, după uh, plăcerea lui Dumnezeu dacă nu l mustra conștiința. Și a amorțit, în schimb, sufletul de durerile astea persistente ale convingerii. Și David simțea fizic durerea păcatului în viața lui. Ceea ce vedem aici este o lege a vieții în lumea lui Dumnezeu. Dacă îmbuteliez păcatul în sufletul tău, acesta se scurge ca acidul și îți va mânca oasele. Îți va distruge toată puterea spirituală. Păcatul nemărturisit este o rană purulentă. O porți ignora pentru o vreme, dar nu pentru totdeauna. Sunt unii care păcătuiesc și zic, bă, dar nu vede nimeni, nu rănesc pe nimeni. Știi tu? Știi tu? Și asta te va mânca ca acidul. Sunt niște efecte fizice pentru cei care sunt în casa lui Dumnezeu. Nu vorbim de ceilalți. Ceilalți n-au conștiință, nu interesează, dați în care. Nici nu simt nimic. Dar vorbim despre cei care sunt în casa lui Dumnezeu. Sunt niște efecte fizice. Pavel spune, David spune, mi se topeau oasele. Există suferință. Zice, gemeam toată ziua. Nu mai ai putere, e vorba de, de putere spirituală cât și de putere fizică. S -s, sunt ca o plantă în mijlocul arșiței. M-am ofilit, pentru că deciziile spirituale au adesea consecințe fizice. Cunosc oameni care au venit și se-au mărturisit păcate grele. Păcate care puteau să implice poliția, divorț, niște lucruri, falimenturi, niște lucruri teribile. Dar după ce l-au mărturisit, cu toate că era absolut o grozăvie extraordinară, nu mai puteau de fericire, au fost eliberați. Au zis, nu mai puteam să-l port în mine. Nu mai puteam să-l duc în spate. E groaznic, știu că urmează consecințele, dar sunt așa de bucuros că am scăpat și l-am spus în final. Oameni buni, există urme fizice în urma păcătuii spirituale. Sunt oameni pe fața cărora se vede alcoolismul. Îl vedeți? Îl știți? Îl vedeți pe unul și știți? Consumul de droguri. O viață trăită în păcatul curvii. Se vede clar urmele nopților pierdute, se vede, imediat se vede. Există o pedeapsă și aici, pe pământ. Asta vreau să vă spun. Pentru că Dumnezeu nu își va lăsa pe cei care sunt a lui să păcătuiască la nesfârșit, până la urmă pe deapsa trebuie să vină aici ca să nu vină acolo. Mulți dintre noi ignorăm treaba asta. Și atenție mare, a păcătui fără să simți înțepătura conștiinței este semnul ilegitimității. Dacă nu te mai mustră conștiința, ești un ilegitim. Atâta timp cât ceva se întâmplă acolo și îți vine cineva și îți bate în cap Înseamnă că ești bine, înseamnă că trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu, trebuie să, să te mărturisești, să te lași de calea ta, dar este o șansă, este de bine. Și acum hai să întreb ce este de făcut. Ce este de făcut? Pentru că Domnul ne cheamă la pocăință. Vedeți, în mai multe rânduri, în Apocalipsa, cartea cu care se sfârșește Biblia, Dumnezeu transmite un mesaj tuturor bisericilor prin, prin Ioan. Și e interesant că în puținele cuvinte pe care le, le înmagazinează acolo, le trimite prin Ioan, în, în mai toate bisericile are un mesaj clar și răspicat. Bisericii din Pergam, de aceea pocăiește-te. Bisericii din Sardes, aduți aminte de ce ai primit și auzit. Păstrează și pocăiește-te. Bisericii din Laodicea, pe cei pe care îi iubesc, îi mustru și pedepsesc. Tocmai ce am vorbit acum. Da? Deci fii plin de râvnă și ce? Pocăiește-te. În Efes, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, astfel, voi veni la tine, voi lua sfeșnicul din locul tău, dacă nu te pocăiești, și ești sfeșnicul. Sfeșnicul este atmosfera spirituală încărcată unde Duhul Sfânt transformă inimi. Este ceea ce avem noi aici. Este bucuria pe care o avem la închinare. Este cercetarea pe care o avem în timpul cuvântului. Noi nu vrem ca să se ia lucrurile astea, că dacă s-au luat, s-au luat sfeșnicul. Suntem un muzeu de sfinți care începem să mirosim naftalină, Nu vrem asta. Nu vrem, mai bine ne pocăim. Mai bine înțelegem că suntem falimentari și venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, ai milă de noi. Pocăința la care cheamă Iisus implică încetarea unui fel de comportament și îmbrățișarea altuia. Nu înseamnă doar regret, aceasta este pocăința autentică. Nu mai fă ce faci acum și du-te și fă lucrurile pe care le-ai făcut la început. Atunci când îți plăcea să citești Scriptura, atunci când îți plăcea să te rogi, atunci când te bucurai când ți se spunea haidem la casa Domnului, atunci când inima ta era plină de bucurie când auzeai o veste despre o vindecare, despre un miracol pe care l-a făcut Dumnezeu, asta este pocăința autentică la care trebuie să ne întoarcem. Apostolul Petru spunea, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Care de aici este bucuros că Domnul are o îndelungă răbdare? Aleluia! O îndelungă răbdare. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu îi dorește pe toți. Vă spuneam de predicarea lui Ioan. Și e interesant că Iisus a luat din schițele lui Ioan și făcea aceeași predică. Foarte interesant. El zicea, pocăiți-vă că ți împărăția cerului este aproape. De ce le spunea și el fariseilor să se pocăiască? Fiindcă asta implică smerenie. Fiți atenți, pocăința este ucigașa eului. Eul este cel care nu ne lasă să ne smerim. Pocăința ucide eul. Ucide orgoliul. Ucide dorința mea ca imaginea mea să fie mai presus în fața celorlalți. Pocăința adevărată vine și spune, eu nu trebuie să fiu pe tron. -a Cât timp am stat eu pe tron? dezastru. Pe tron trebuie să fie Isus. Vedeți, Isus nu predică self-help, nu dă sfaturi, nu predică un plan, ci spune un imperativ. Pocăiți-vă. De ce? Împărăția cerurilor este aproape ca să primim har, trebuie să ne coborăm Adică să ne pocăim. Și ai să spui, ok, 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 am înțeles, am înțeles. De ce totuși mai păcătuiesc? E o întrebare legitimă, nu? De ce totuși găsesc în mine natura asta, dorințele astea care, care mă fac să azi sunt vesel și bucuros, mâine sunt depresiv și parcă m-a părăsit Dumnezeu? Ăsta e păcat. De ce totuși mai de ce totuși mai păcătuiesc? Vedeți, Dumnezeu, nu ne arată deodată tot ce trebuie schimbat la noi. Că ar fi mai mult decât am putea noi primi. Uneori nici nu, nici nu vrem să auzim. Vă spun, dacă ne-ar spune tot de la început, dacă ne-ar băga în apa botezului și ne-ar scoate și ne-am întâlnit cu Dumnezeu și ne-ar da o listă, ar fi prea mult pentru noi. Prea mult. Unui copil de șase ani pe care îl înveți să meargă pe bicicletă, nu-i dai și cheile la mașină, e prea mult pentru el. Unui băiat de 15-16 ani nu poți să-i spui ce uh, mari responsabilități va avea la 30 de ani. Nu-i gata pentru el. El va fi când va ajunge acolo. Da? Ce vreau să spun este un proces. Dumnezeu, la timpul potrivit, va descoperi fiecăruia dintre noi ce mai trebuie cioplit, ce mai trebuie schimbat. Dumnezeu nu caută perfecțiune, ci Dumnezeu caută o inimă ca inima lui David, care spune, Doamne, sunt gata, sunt gata să mă pocăiesc. Și astăzi Dumnezeu ne dă un har extraordinar să fim înaintea mesei Lui. Cu această dorință intimă, profundă, cu o inimă pătrunsă de cuvântul Lui și să spunem, Doamne, am nevoie de pocăință. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și ne pregătim să, să, să luăm cina... Dar înainte de asta, în timp ce slujitorii vin în față și se pregătesc, înainte de asta, vreau să fac o rugăciune pentru fiecare de aici. În primul rând, pentru cei care nu s-au pocăit. Ascultă-mă bine. Regretul nu este suficient. Părerea de rău este doar parte din proces, dar nu este suficient să-ți pară doar rău. Mărturisirea nu este suficientă, Că dacă mărturisești azi și mâine și poi mâine și peste la fel, direcția ta nu s-a schimbat. Ci trebuie să ajungi la conștiința că tot ceea ce faci, faci rău împotriva lui Dumnezeu, care este sfânt și pe tron. Și să spui și tu ca David, Doamne, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Astăzi mă văd slab și fără putere. Dar vin înaintea ta mărturisind tot. Doamne, nu mai țin nimic pentru mine, îmi pare rău. Mă întorc la tine. Asta este rugăciunea pocăinței. Și dacă o faci cu toată inima, Dumnezeu astăzi te restaurează, te iartă și mai important, îți dă putere să nu mai faci păcatul ăla. Atenție, ăla, că de făcut ai să mai faci tu. Din păcate, suntem pe pământul ăsta, am spus. Dar Dumnezeu, în procesul acesta a transformării, a sfințirii noastre, ne călăuzește și ne binecuvintează. Și am un cuvânt pentru cei care sunt în biserică și mărturisesc același păcat. Din nou, din nou și iar din nou. Momentul când te doare mai mult decât îți place este momentul schimbării. Da, e greu să auzi asta Momentul când te doare mai mult decât îți place Este momentul schimbării Tu continui să mergi acolo pentru că îți place Păcatul este plăcut, dar aduce moartea Și e plăcut o clipă Atunci când durerea de a rămâne acolo Este mai mare decât plăcerea de a te întoarce Este momentul pocăinței este momentul pocăinței când te doare și zici, Doamne, nu, nu, vreau să mă întorc, nu mai pot, sunt la, la, capătul puterilor. Este momentul când Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Nu pleca de aici fără să fii schimbat. Fără decizia de a te întoarce. Vine înaintea lui Dumnezeu cu inima ta și mărturisește păcatul ăla pentru ultima dată, cu intenția asta. Spune Doamne, m-am săturat. Mi e scârbă de mine. De păcatul meu, de condiția mea căzută, Doamne, am nevoie de har și azi. Dar doamne, de azi nu mai fac asta. Nu mai rămân în mediul ăla. Nu mai dau click pe aceleași website-uri. Nu mai joc aceleași jocuri, nu mai petrec timp cu aceiași oameni. Pentru că dacă fac lucrul ăsta, înseamnă că nu-mi pare rău, îmi place în continuare, vreau numai să îmi liniștesc conștiința la biserică. Și atenție, asta este întristarea lumească, de care zicea Pavel că duce în iad. Pocăința adevărată este atunci când vii înaintea lui Dumnezeu cu toată inima și spui, Doamne, îmi pare rău, vreau, vreau, vreau să mă întorc. Haideți să plecăm capul la rugăciune. Tată Ceresc, am înțeles că păcatul ne desparte de tine. Am înțeles ca David Odinioară că păcatul este o ofensă la adresa ta. Doamne, îți mulțumim că atunci când noi eram păcătoși, Tu ai trimis pe Iisus Hristos Domnul care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Da, Doamne, Tu l-ai făcut păcat pe El pentru noi. Și noi toți care credem astăzi în El, avem neprihănirea Lui, pentru că El a luat păcatul nostru. Doamne, astăzi vrem să ne bucurăm de iertarea aceasta, de restaurarea aceasta, de recondiționarea aceasta în Isus Hristos și mărturisim că am păcătuit înaintea Ta, Doamne iartă-ne. Astăzi vrem ca Iisus Domnul să intre în viața noastră și să transforme. Nu mai vrem să mărturisim același păcat, Doamne, să ne întoarcem înapoi la lucrurile acelea rele. Ajută-ne, dă-ne lumină, dă-ne înțelepciune, să ne schimbăm anturajele, să luăm decizii clare în dreptul nostru și a vieților noastre, să ne adâncim în cuvântul tău, să ne plecăm la rugăciune, să ne, să ne coborâm euul de pe tron, ca Isus să fie Domnul vieții noastre. Astăzi binecuvintează hotărârile noi. Hotărârile noi din sala aceasta, hotărârile noi a celor care ne urmăresc online. Doamne, binecuvintează în numele Lui Isus Hristos. Dă un duh al pocăinței. Nu numai al părerii de rău, ci a întoarcerii la Tine, Doamne. Pentru că trebuie să ne întoarcem la tine. Îți mulțumim că astăzi asculți rugăciunea noastră. Îți mulțumim că astăzi vrei să stai la masa noastră. Ne rugăm pentru, pentru pâinea aceasta. dă valoarea trupului tău. Trupul tău care s-a frâns pentru cei mulți. Ne rugăm pentru rodul viței, dă valoarea sângelui tău, sângele legământului cel nou. Vărsat pentru cei mulți dintre care suntem și noi. Îți mulțumim că ești la masa noastră. Binecuvintează viața noastră, binecuvintează-ne și ajută-ne ca atunci când luăm, să luăm viață. Toți care stau acum și sunt gata să se împărtășească, binecuvintează-i, Doamne, pe cei care trebuie să ierte, pe cei care trebuie să se mărturisească, iartă și pe ei, binecuvintează-i și pe ei și ajută, împuternicește-i în momentul acesta să poată să ia. Trupul și sângele tău. Îți mulțumim că ești Domnul. Ne-am rugat Tată în numele lui Isus, prin Duhul Sfânt. Amin.